Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai mult conținut. Yangtze, Palatul Suspinelor, episodul 22. Inglui explică împărătesei situația. Ea spune că folosește fructe de pădure pentru a da culoare feței. Inglu crede că Gao și Lady Shu au plănuit moartea pentru a da vina pe ea. Ea spune că cei doi martori nu păreau să fie îngrijorați de cea care a murit și ar trebui să cunoască palatul suficient de bine pentru a nu cădea accidental. Împărăteasa se înfurie și le părăsește pe Inglu și Mingyu. Inglu se întreabă dacă a făcut ceva greșit. La palatul lui Gao, servitorii îi dau jos scena și îi ard toate costumele de dans. Este super tristă să vadă că se întâmplă acest lucru și o roagă pe slujnica împărătesei văduv să nu ardă costumul ei preferat. Ea spune că l-ar păstra de dragul memoriei și că nu va mai dansa niciodată. Ea refuză și o aruncă în foc. Inglu și Mingyu se află în afara palatului împărătesei. Kiner iese și le spune că nu mănâncă. Nu știu cu toții de ce e supărată. Lady Shu merge la palatul lui și o imploră pe aceasta pentru iertare. Ea îngenunchează în fața locului ei. Inglu încearcă să o înveselească pe împărăteasă prefăcându-se că se roagă la ea de parcă ar fi un zeu. Ea râde și le cere lui Mingyu și Kiner să li se alăture. Ea le spune că este supărată pe ea însăși. Ea spune că a greșit. Nu ar fi trebuit să danseze în acea zi, din moment ce este desconsiderată. Ea este împărăteasa și are multe responsabilități. Ea trebuie să dea un exemplu pentru toate doamnele de la tribunal și sunt lucruri pe care nu ar fi trebuit să le facă. Ea le spune că împărăteasa văduvă știe probabil adevărul, dar nu l-a dezvăluit pentru a-și da fața. Dar îi servește și ca avertisment. În acea noapte, ea doarme și își amintește trecutul când tocmai a devenit împărăteasă. Îl iubește pe împărat și a vrut să-l țină de mână, doar pentru a fi mustrată de slujnică. Ea îi dă drumul și merge doar în spatele împăratului. Ea plânge amintindu-și. A doua zi, Lady Shu este încă în genunchi în fața Gao. Ea îi spune că nu are nevoie de ea pentru că a eșuat de două ori și nu vrea să o vadă după ce a făcut. Lady Shu o convinge că are un alt plan. O capturează pe mătușa Shan și amenință că îi va face rău copilului fratelui ei dacă nu le spune totul despre Inglu. Știau deja despre sora lui Inglu și unde locuiește nepotul ei. A doua zi, Inglu merge la broderie și o caută pe mătușa Shan. Ea nu era acolo, dar când era pe cale să plece, Inglu se ciocnește de mătușa Shan. Ea a spus că își revine. Părea destul de distantă, iar Inglu înțelege, întrebând dacă a fost ceva în neregulă. Mătușa Shan neagă. Când se întorcea, servitoarea lui Gao o întâlnește și o întreabă dacă vrea să afle adevărul despre moartea surorii ei. Ea îi spune să se întâlnească singură la palatul lui Gao. Ea merge și le salută pe Gao și Lady Shu în acea noapte. Ei aduc un eunuc care a văzut un bărbat care profita de sora ei în noaptea în care a murit. A spus că a fost Fu Heng. Inglu râde și spune că știe că mint. Eunucul scoate apoi centura lui Fu Heng, spunând că a fost găsită în scenă. Inglu îi întreabă ce vor ei să facă. Ei îi dau o travă și îi spun să-i otrăvească pe Fu Heng și pe împărăteasă. Ea o ia. A doua zi, Fu Heng vine să o viziteze pe împărăteasă, iar Inglu merge și îi spune lui Jinju să le pregătească ceaiul. Când Jinju a plecat, Inglu ia o ceașcă. Lady Chun vine și ea să o viziteze pe împărăteasă, dar după ce știe că Fu Heng a fost acolo, ea decide să se întoarcă mai târziu. Inglu servește ceaiul lui Fu Heng și împărătesei. Împărăteasa îi spune lui Inglu să-i aducă evantaiul. Fu Heng îi dăruiește un pandantiv împărătesei. Inglu se întoarce cu evantaiul tocmai când Fu Heng era pe cale să-și soarbă ceaiul. Lady Chun intră apoi și ia paharul din mâini. Ea spune că Inglu miroase a parfumului Gao, adică a mers la palatul ei și a rămas mult timp.
Ea cere să știe de ce a mers singur acolo. Fu Heng o întreabă dacă a vrut să-l omoare. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.